Vai, ce mi-ar fi plăcut ieri să fiu o gâză. Da, să bâzâi prin casa lui Ion Iliescu. Exact așa, să bâzâi prin casă, să-l văd pe Neanelu cum stă în fotoliu și se uită la un film rusesc și brusc să apăs pe telecomandă și să-i schimb programul pe știrea asta. Parchetul general redeschide dosarul Revoluției. Procurorul general interimar Bogdan Licu a dispus infirmarea rezoluției și redeschiderea urmăririi penale. El a declarat că urmează să se facă cercetări pentru genocid, iar omorul și omorul calificat au devenit imprescriptibile. Vă dați seama cum trebuie să fie arătat fostul președinte când a aflat că se redeschide dosarul Revoluției? Cum i-a sărit lui somnul de după amiază? Cum a răsturnat samovarul pe covor și i-a dispărut orice chef de glumă? De 26 de ani, Neanelu stă liniștit. Pentru el, morții din 89 au fost o decizie politică. Norocul nostru că mai există oameni care au participat la Revoluție sau rude ale celor care au murit atunci. Iar acești oameni vor să afle adevărul. Nu se mulțumesc nici cu decizii politice și nici cu inactivitatea procurorilor militari. Doamne, și ce inactivitate! Iată! Procurorii nu au făcut niciun demers în vederea declasificării documentelor care au stat la baza elaborării raportului Comisiei Senatoriale privind evenimentele din decembrie 1989. Deși Serviciul Român de Informații a întocmit un document amplu referitor la evenimentele din decembrie 1989, acesta nu se regăsește în dosarul de urmărire penală. Interesant, nu? Sună aproape ca un rechizitoriu la adresa procurorilor militari. Păi când spui că aceștia au ignorat informații culese în timpul anchetei, când spui că n-au făcut unele demersuri pentru a afla mai multe și când zici mai ales că măsura clasării dosarului a fost nelegală, e ca și cum i-ai trimite în judecată pe procurorii care s-au ocupat de dosar. Dar, desigur, nu se va întâmpla asta. O să le spună cineva: Bă, nu-i frumos ce ați făcut în toți anii ăștia. Iar ei vor spune ceva de genul: șefu, cum să zic, dar așa era atunci ordinul pe unitate, să nu dezgropăm morții de la Revoluție. Și cam atât, nu mai contează ce a fost, nu? Din urmă sunt luați la întrebări cetățenii, nu procurorii care n-au făcut dosare. Și totuși, Neanelule, te simți bine? Te-a luat așa cu fibrilații, măcar puțin? Nu-i cazul, bre, stai liniștit. Poate mai durează încă 26 de ani ancheta asta. Nu cred că apucăm să bem șampanie împreună când s-o da sentința. Neanelule, ce ai făcut, bre?